Pune din popor. Am să vă ursesc un pic, sunt reloaded, știți ce zic? De vreo 3 ani jumătate m-am cam săturat, băi frate, că cam de atâta facem noi ursitoarele, adică urmă. Două zâne parfumate care m-au lăsat în spate că le știu eu de pe toate. Ia că schimb eu foaia cu ușa să încep cu ceva foarte bun. Bă, orice am face în lumea asta, noi de tine nu scăpăm. Te rugăm, dragă surată, lasă-ne să continuăm. Dar ce am făcut, domnule? Surată! Bună ursitoare, acum ce am venit, eu zic să facem o urare cu rara vădat cu soare. Păi da, normal că noi suntem bunele ursitoare, se vede doar că suntem rupte din stele, lună, soare. Laudă-te, gură că laudători ce s-au filmit. Surată, gata, nu de asta am venit, să ne apucăm de ursit. De ce și? Cela, care îmi este lunătă. A prins o lumânare. La fereastra l-aș deschisă. L-a chemat pe ursitoare. Dar ce, alo, ce tot băiguiți acolo? De ce vorbiți încet, mă? Unde vezi tu lumânare? N-au găsit pe internet. Așa, apropo, da. Pentru cei care nu știu unde ne găsiți, pe Facebook, ursitoare la Londra sau ca în filmul ăla, BD, la numărul de telefon 222222. Eu îi urmăresc să aibă delicate. Așa. Nu mă prin viață să-și poarte cu mândrețe. Zic și eu să aibă prestanță și mereu și mândrețe. Așa cum de ce ridică lumea despre el să zică, vai ce eleganță și câtă prestanță. Da. Și ca lumea întreagă să se mire de așa minunăție, pe lângă prestanță și frumusețe zic să fie. Ia, când va veni vremea să te așezi la casa ta, o domnișoară să-ți găsești una mândră ca o stea. Numai iubire, doar iubire. Ce-a fost, băiață? Bă, am avut și niște repetiții, mă, ceva de lovel, nu știu și voi, mă, de așa bani, e surată! Eu zic să-i urțim și niște conturi pline să-l îmbogățim. Alu, ce și salariul doar în lire să-i sortim. E cu Brexit-ul, o scăzut lira, au crescut eu. Surată! Să-ți pui bani din piatră, seatul cu ei să faci lucruri mari. Să-mi torci lei cu lopata, lire, euro, dolari. Da? Dar, surată, cum va face acești bani? Băi, vă spun, eu nu vă mai tot dată, ce cum va... Stimați invitați, dragi oaspeți, permiteți-mi, vă rog, să ursesc micuțul din notul sărbătorit. O meserie... Care să facă toată lumea recunoscută! Bă, te-ai trezit, tu revede, te bași cu să mă... Bă, nu mă să spun și eu nimic! Bă, nu vrei să-l faci artist! Și tu bine ce să spun artistul, noaptea e vesel, ziua e trebuie. Da, surată, dar aș vrea să-l văd în filmele americane, la Hollywood, pe marile ecrane. Nu, dar viața asta nu e ca în telenovele, cum visezi tu printre stele. Parcă mă și uite câțiva la televizor și-l și văd pe micuțul David. Maria, por qué Maria? Ia fă Miguel că mi-e marasă, uite-mă! Până ajunge la telenovelă, vreme să mai șumeze, mă, că... Gata, gata, suratelor! Eu spun seara de o meserie mai cu picioarele pe pământ. Ia zi, pământeam, bro! În pace medic, va aduce oamenilor alinare, vindecare... Păi dacă tot îl facem medic, eu să facem psiholog, că amândouă aveți nevoie. Suratele, le faci nebune? Ce asta e, mă, așa, mămicile voastre vor făcut, nu eu. Eu zic să nu ne mai certăm noi pe meserii și să întrebăm cu părinții. Să întrebăm părinții, nu? Dragii noștri părinți, ne-am gândit la o meserie pentru micuțul nostru sărbătorit când va crește. Ce face bine? Aplauze pentru viitorul nostru avocat! Te-ai trezit, băi! Suratelor! Ce-ai pățit? Dar știți că suntem toante toate! Alo, asta cu toantele îmi place, dar nu toate, doar voi două pe mine, mă băiați! Că ce i-a luat micuțului David până acum? Bani? Celebritate? Da, azi sunt rudite toate și pe veci urmate, doar de sfânta sănătate! Sănătate! Altceva! Ce uite? Ceva cu carte. Cine are carte, are parte. Și multă, multă înțelepciune să-l călăuzească în lume. Iar înțelepciunea pe care noi o ursim, în tot locul să-l urmeze și pe toată lumea din jurul lui să lumineze. E clar. Dacă e cu luminatul, tătii cu fericire să vezi la el. Cum durată? Păi nu o să monteze, mă, becuri, că asta e cu luminatul, n-am înțeles. Dar cum în viață să scrie mai ușor, eu cursesc prieteni buni și de ajutor. Exact, niște profitori. Băi, las-mă și cu prieteni ăștia, că am avut de-a prieteni. Ia dați-vă, mă, stânga-dreapta, că deja ne-am făcut de râs și nu se mai poate. Stimați invitați, dragi oaspeți, lăsând o secundă gluma la o parte, trecând la lucruri puțin mai serioase, colegile mele aici de față au dreptate din acest punct de vedere. Eu sunt mai nou când vine vorba de ursit și am nevoie de ajutorul vostru, ca darul meu să vină singur, înzecit. Așa că la 2, 3 și, haideți să ursim în cor, micuțul nostru sărbătorit. David, fericire! Bine? 2, 3 și... Fericire! Aplauzele dumneavoastră alături de părinți aici în spate, rugăm să vină restul familiei, bunicii, nașii, unchi, mătuși, nașe, moși, haideți, dragilor!